Bună ziua tuturor! Bună, Ioana! Bună! Bine ai venit la noi! Bine v-am găsit! Avem un nou curs de gene. Am început. De gene, da. Perfect! Poți să ne spui ce facem? Mai exact cum, cum se procedează? Cum dori? Sau... deci, colega acum o să pună 1D. Da. O să facă un ușor mix cu 2D, ca să învețe și tehnica 2D. Super! Spune-ne și tu, Madalina, ce părere ai, cum ți se pare? Da, Madalina, ce părere ai? Mi se pare foarte ușor și... foarte ușor? Ușor, mi s-a părut foarte ușor, mi s-a explicat foarte bine și... deci este o puțină răbdare, dar în rest ok. Ești mulțumită? Foarte mulțumită. Se putea mai bine, dar e bine pentru început. Pentru început este foarte bine. Având în vedere că nu avem o microparticulă acolo care să ne deranjeze la punctul de lepiere, este minunat. Pentru început, e foarte bine. Deci ai avut o experiență ok, nu? Da, ai învățat ce, ce ți-ai propus. Ne bucurăm să auzim asta. Ți-ai fi dorit ceva mai mult să facem? Nu pot ca de studiu, zic că e stricat de studiu. Hai să mergem mai departe, după tine te rog. Bună! Bine, dragă! Încerc să finalizez practic lucrarea. Eu zic că am reușit să fac împreună cu tine tot ce era mai bun și sunt super încântată de rezultat. Sper că și Bianca o să fie la final. Cum e Bianca? A fost ok? Mai reziști? E obișnuită. Da, sper că da. Ce tehnică ai aplicat acolo? Unul de, dar spre final, în colțul extern, să punem 2D, să arate volumul drăguț. Dar ce efect ai vrut să oferi? Efectul lepulpiță, pentru că Bianca are ochiul migdalat. Bravo, bravo! Foarte tare! Raportat la fizionomia feței, eu am considerat că se potrivește cel mai bine. Bravo! Ai luat o decizie potrivită? Cred că mai avem câteva lucruri de completat și liberă Bianca și aștept un feedback-ul în fața oglinzii. Tu ești mulțumită? Da, chiar îți mulțumesc că te-am cunoscut. Sper să revin și cu restul tehnicilor. Dacă îți place și ai să regăsești în domeniul ăsta, chiar îți recomand să continui. Ceva de viitor, e frumos, e căutat. Cu siguranță sunt și băieți care pun în București și aplică genii, deci nu e ceva... Nu să știi ce client vei avea. Nu să știi. Da. Cred că cele clasice pot fi aplicate tuturor. Și nu numai tine. Mie nu s-ar plăsă? Nu știu, cred că ne-am îmbunătățit și tehnica. Și cred că și viața de acum, de ce nu? E un plus. Deci ești mulțumită, nu? Da, sunt foarte mulțumită. Ca și predare, ai înțeles, a fost pe înțelesul tău, ți-ai fi dorit să da. Ceva mai mult? Nu, cred că chiar a fost pe înțelesul meu, dar având în vedere că e o chestie de exercițiu. Absolut. Deci, totul ține de răbdare, exercițiu și voință. Și voință, da. Raportat la așteptări a fost mai mult decât mă așteptam. Da, într-un timp atât de scurt chiar am reușit să înțeleg. Urmează să pun în practică. Mă bucur. Mulțumim. Și noi vă mulțumim. La revedere. Bun. Ți s-a părut ok, nu? Și da, cursanții și tot au prins repede, să înțeleg. Sunt mulțumită și de fete. Au fost destul de deschise, open mind, așa să spun. Își doresc foarte mult să continui și probabil de asta și dau interesul cu măsură. Am înțeles. Da. Bun, vă mulțumesc încă o dată. O zi frumoasă. La revedere. Pa, pa!